Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt mulți români, ucrainieni, ruși, moldoveni. Aștia, noi, între noi. Noi. Uh-huh. Da. Deci folosite ca să scoată din Spania mașini de lux furate. De ce făceau? 14 arestați. Afacere. Dezmembrau mașinile și le aduceau în pachete acasă, în estul sălbatic, la noi. Pachete, nu știu, și după aia le remontau și le rămâneau și piese de schimb. Sau ce obțin mie, dacă aș fi fost acolo, mi-ar fi rămas și ceva piese de schimb. Potrivit primelor estimări, pagubele ar putea depăși 3 milioane de euro, 56 de jafuri în 6 luni. Practic erau pasionați de bricolaj. Se înțelege și le plăceau mașinile și asta. Deci metoda IKEA a fost folosită în Spania, cum ziceam. Grupul de infractori dispunea de mijloace tehnice sofisticate care treceau de sistemele de securitate ale vehiculelor. Credeam că la dezmembrări. Aveau și un set de tubulare de bună electrică. Aveau un set de tubulare de bună calitate, da. Deci în 2 minute treceau de sistemele de securitate și aveau gemere, dispozitive pentru dezactivarea camerelor de securitate și a telefoanelor prin satelit. Au fost una dintre cele mai utilizate instrumente. Și două șurubelințe cap cruce. Dezmembrau fiecare mașină până la ultimul șurub. Imbusuri, da. Pe imbusuri, era treabă pe imbusuri. Fiecare îi se atribuia apoi o foaie de dezasamblare pe care erau trecute cutiile în care se aflau diferitele părți. Deci ca la arheologie. Când mută, sau când se mută muzeele, știi? Pun tot un cutiuțe numerotate frumos. Și după aceea reasamblau cu ajutorul unui manual special de instrucțiuni într-un caiet scris de mână. Bă, ce organizare, nu poți să nu... Știi? Să... N-ai așa și un strop de admirație, pe ce mecanici. Păi și la asamblare, când la duceau aici, ți le dădeau piese de schimb sau ți le făceau ei? Le mai rămâneau piese de schimb. Îți mai punea portiera în spate, în față. Da. Da. Nu, vezi că nu furau din Rusia, că din Rusia dacă ar fi furat, cine știe, Mosviș sau Lada, ieșeau transportoare blindate, mitraliere sau alte chestii la reasamblare. Deci, fiți atenți, în timpul perchezițiilor au mai fost găsite. Deci în afară de cele 56 de mașini furate, au mai fost găsite așa: 6 rezervoare de combustibil, 32 de motoare, 24 de cutii de viteze, 29 de unități de comandă, 16 uși, 18 roți, 6 baterii, 6 radiatoare, etc., etc., nu știu, 20 de scaune, plafoane, geamuri din față, pedale, lumini, roți dințate și instrumente de lucru ale mecanicilor auto. Deci un depozit întreg. Era un soi de Lego acolo. Da, păi asta zic, Lego, o lucrare amplă. Uh-huh. Dar nu s-ar fi gândit să le și amestece între ele? Cum ar fi fost? Asta ar fi fost interesant. Ar fi fost o treabă. Adică eu dacă aș fi fost în locul urmă, aș mai și fi jucat puțin. Dar știi că e o piesă faimoasă? Le amesteci și singur, stai. Uite, poate o găsim dacă reușim să o difuzăm. Special pentru asta, ce rău, îmi pare că nu m-am găsit. E o piesă destul de bine cunoscută a lui Johnny Cash, care, mă rog, povestește experiența unui muncitor la nu știu ce uzine, Ford sau Chevrolet sau ceva, care a vrut să-și facă și el o mașină acasă. Și a început să fure piese din fabrică. Păi și cum se cheamă? Ani la rând. O să ți-o găsesc imediat. Și a ieșit un model 56, 57, 60, 62, pentru că el an la rând a tot furat piese și se tot schimbau piesele. Hai că o găsim. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.